Bună seara, dragii mei telespectatori! Iată-ne din nou cu emisiunea Om Bun, cu o temă pe care o consider interesantă. Dacă valorile adevărate au nevoie sau nu au nevoie de promovare, de exemplu. Am aici definiția valorii adevărate. Vezi? Valoarea înseamnă însușirea unor lucruri, fapte, idei, fenomene ce de a corespunde necesităților sociale, idealurilor generate de acestea, asta este conform Dexului, suma calităților care dau preț unui obiect sau unui ființe sau unui fenomen, importanță, însemnătate, preț, merit, da? Și valoarea adevărată reprezintă lucru care prezintă calități indiscutabile pentru toată societatea, indiferent de mentalitatea, preferința subiectivă a indivizilor față de aceasta. E, dacă știm acum ce este valoarea adevărată, deci, cum să spun, ceea ce toți oamenii sunt de acord că reprezintă o valoare. De exemplu, hărnicia. Hărnicia reprezintă o valoare adevărată? Cred că toți știu că a fi harnic sau o persoană harnică este ceva pozitiv sau hărnicia este ceva pozitiv. Copiilor noștri, dacă le insuflăm hărnicia și nu lenea, nu? Este ceva bun. Știm toți, cu toții povestea leneșului, cu muieță posmagii și cu toate. Dacă sunt înmuiați posmagii în apă, că dacă nu erau înmuiați, el nu putea să-i mestece. Iarăși, o valoare adevărată, punctualitate. Suntem cu toții de acord că punctualitatea reprezintă o valoare socială foarte bună a unui om, chiar a unui angajat. Dacă ne gândim că a veni la timp, la serviciu, este foarte important atât pentru producția care se face, cât și pentru patron, cât și pentru echipa care lucrează, vom vedea că punctualitatea reprezintă o valoare. Dar ea trebuie promovată? Sau o lăsăm așa de la sine să se înțeleagă? Și eu vin și vorbesc acum despre această valoare, despre punctualitate, că trebuie cultivată chiar din rândul tinerilor. Lucrez la o școală unde 80% cred că din tineri sunt navetiști. Și nu spun că ar fi o scuză, dar se folosește mult scuza asta. Acum a venit autobuzul. Și bineînțeles se intră, dar nu cu 5 minute după profesor. Cu un sfert de oră după profesor. Unii cu 20 de minute. Cei care trag cel mai mult de timp sunt care intră și cu 5 minute înainte de pauză și spun, știți, acum a venit autobuzul. Și sunt două păreri. Domnule, hai, domnule, să-i lăsăm, că vedeți, sunt navetiști săracii. De parcă noi, când am făcut școala, nu aveam colegi navetiști și nu veneau și ei cu autobuzul pe vremea aia, dar absentul era absent și trebuia să vină la timp. Eu întreb așa pe tinerii care îmi vin după, dar nu cu 5 minute, ci pur și simplu, mai ales pe cei care vin, cred că, la timp, dar mai stau la un colț, la o țigară, cumva, sau mai trag de timp ca să lasă. Cu cât vine și stă mai puțin în oră, cu atâta timp e câștigat pentru el. Îl întreb așa, dacă ar fi să lucrezi acum la un patron, crezi că patronul l-ar interesa la cât vine autobuzul tău? El nu-l interesează. Trebuie să fii la 7 în șpan, în producție, îmbrăcat de producție, cu echipamentul de producție și să lucrezi de la ora 7 la ora 3 jumătate sau 3 sau 4. Cât e programul de lucru? Nu stă și se gândească, dumne, dar știi că autobuzul lui vine la 7 și 5. Nu-l interesează. Ia acel autobuz cu care să vii de la naveta pe care o faci și nu-l interesează dacă stai cu jumătate de oră în stație sau stai jumătate de oră pe drum cumva și aștepți să se deschidă fabrica.
Principalul pentru patroni este ca la ora 7 punct, când a început ora de program, omul să fie pe mașina respectivă acolo sau să fie la muncă. Punctualitatea este o valoare. Trebuie promovată? Eu cred că trebuie promovată. Dar degeaba promovăm noi, de exemplu, profesorii la școală, dacă vin părinții și spun, da, e naveti, săracul. Păi, da, domnule, dar nu din jumătate de oră, în jumătate de oră sau din oră în oră merge autobuzul ăla? Ba da, și atunci de ce nu-l trimis la autobuzul care este necesar să ajungă la timp? Păi, pentru că omul, părintele elevului, el fuge repede la navetă, da? El fuge la autobuzul ăla de 5 sau de 5 jumătate ca să ajungă la timp la fabrică, dar pentru copilul lui nu-i construiește un ritm. Pentru că asta se construiește. Un ritm în care te disciplinezi pentru a te forma punctual. Sunt, uite, cu toții știm, mai ales cei care sunt în domeniul afacerilor, că dacă ți-ai dat o întâlnire de afaceri, ai pierdut din start, din încrederea celuilalt participant la afaceri, dacă nu ești punctual și dacă nu ai venit la întâlnire sau dacă întârzi la întâlnire. Deja ai plecat cu un handicap. Celălalt spune, dar ce fel de seriozitate are omul ăsta în el? Să-i dau banii, să nu-i dau banii, să-i dau marfa, să nu-i dau marfa, să mă gândesc că, într-adevăr, mă respectă, îmi respectă ritmul, îmi va plăti la timp. Păi, dacă el, când a fost vorba de întâlnirea de afaceri, să punem totul pe hârtie și să discutăm despre cum trebuie să facem afacerea, el vine cu jumătate de oră mai târziu. Bun, nu spun că sunt cazuri excepționale. Sunt cazuri excepționale de trafic, dar toate trebuie calculate astfel încât tu să te gândești, dar dacă vine o ploaie sau vezi că plouă, vezi că este, dacă este un trafic, cam în ce oră mi-am pus eu, la ce oră mi-am pus eu întâlnirea astfel încât să nu fiu deranjat de trafic. Și toate acestea se iau în calcul atunci când îți dai o întâlnire de afaceri. Știm cu toții cât e de important să fii punctual la o întâlnire de afaceri. Pierzi bani. Păi atunci, de ce să nu cultivăm această punctualitate la copiii noștri? Pentru că, vedeți, cu mulți vorbesc din producție, mulți de generația mea, puțin mai tineri, dar care stăpânesc și anumite ateliere, anumite zone de lucru de la noi, din Pașcani, din oraș. Și se plâng, de acei se plâng, spun, comentează, de cei tineri care debeau terminat bacalaureatul anul ăsta sau anul trecut și se comportă punctual, între ghilimele, la fel ca la școală. Adică ce dacă vine cu 20 de minute mai târziu? Păi, da, uite, punctualitatea aia care trebuia să o respecte la școală nu o respectă nici în câmpul muncii. Și după aceea se plânge că salariul nu mai crește, că nu este luat în serios de către șefi, că el săracul se zbate acolo, dar ar vrea să facă mai mult, dar nu poate, că de ce nu îi se dă repede salariu mare, că nu-i place, că el credea că e cu munca, dar cum mai puțin cu munca. Este o firmă în oraș care a făcut un sondaj de opinie cu privire la cum văd tinerii după ce termină școala, mediul de muncă sau ceva în genul ăsta. Și firma a observat că tinerii doresc multă muncă la birou sau vor să plece în străinătate. Cultivarea sentimentului muncii, care reprezintă o valoare, hârnicia, cultivarea acestui sentiment al muncii trebuie făcută în societate cu totul, nu numai la școală, ci și în familii și în societate. Noi ne-am pierdut acest sentiment al muncii, cu adevărat dedicat, 100% dedicat în ceea ce faci. Că îți place, că nu-ți place, să fii 100% dedicat în ceea ce faci. Ne-am pierdut acest sentiment.
Nu mai avem pe deplin. Și știți, exemplul ăsta l-am dat și la copii. Dragii mei, nu vă place să faceți o muncă. Ai ajuns la munca de jos, undeva. O începi de jos, nu că ai ajuns. O începi de jos. Și nu-ți place pe de-a întregul să faci ce și vrei să avansezi. Păi tu dacă nu-ți faci dedicat munca aia, care nu-ți place, crezi că cineva, vreun șef, vreun patron, vreun administrator, te va băga în seamă când vede că o muncă simplă care ți-a dat o face în bătaie de joc și o face așa din vârful limbii, din vârful pixului și fără prea mult interes, fără să scoți producția care este necesară, fără, pentru că nu-ți place. Bun, dar dacă nu-ți place, el nu se sesizează că nu-ți place, el se sesizează că nu o faci. Și atunci, pe ce bază să te avanseze? Pe ce? Pe faptul că nu-ți place și că tu ai vrea să fii șef? Sau să avansezi undeva? Avansarea se face cu multă abnegație, cu multă dăruire, cu punctualitate, cu perseverență, cu 100% dedicație, cu hărnicie. Și se poate obține și avansarea, bineînțeles. Dar aceste valori trebuie promovate în societate sau nu? Și sunt și argumente că nu ar avea nevoie să fie promovate. De exemplu, este un argument că valorile adevărate vor fi recunoscute mereu și nu trebuie promovate pentru că oricum sunt recunoscute. De la sine. Pentru ce să promovezi ceva când, când e evident o valoare. Nu? O fată frumoasă pe stradă e frumoasă fără să spună cineva, domnule, trebuie să fie neapărat manichin ca să o promoveze. Așa și valoare. Deci, valoarea asta, hârnicia. Hârnicia este o valoare, toată lumea știe că e bine să fii harnic. Bun. Toată lumea știe că e bine să fii harnic. Dar pentru a aș însuși această valoare și toți din societate să o atragă, să o cultive, să o aibă în suflet această valoare în minte, oare nu trebuie cumva promovată? Pentru că o valoare trebuie promovată pentru a fi deplin asimilată în toată structura socială, deplin asimilată. Alt argument, alți oameni care spun că promovarea unei valori în exces poate dăuna acelei valori, adică se devalorizează, se demonetizează acea valoare dacă cumva este prea mult folosită. Sau pot fi promovate false valori și atunci, prin exces, la un moment dat zgârie și ajung falsele valori să fie promovate ca valori adevărate. Să știți că reprezintă un anumit adevăr și asta. De exemplu, false valori. Numai dacă ne uităm la o emisiune de asta gen Capatos. Și nu vreau să mai amintesc, dar este un exemplu clar de non-valori acolo. Adică, ce avem acolo? Avem profesori universitari aduși, avem oameni experți în afaceri aduși care au obținut rezultate, avem angajați de top aduși acolo care au obținut rezultate. Avem ceva? Nu. Avem niște semi-vedete, vedete așa pentru că se dezbracă, și pentru că își arată nurii, și pentru că își arată sânii, și pentru că își arată ce-și mai arată pe acolo, și multă prostie își arată. Multă, multă prostie. Adică, nu știu, niște întrebări de 2 lei acolo, niște faze de 2 lei, nimic care să-ți... Sau, de exemplu, mireasă pentru fiul meu, sau niște emisiuni din astea în care numai multă bârfă, numai cât auzi, dai când baleiezi programele și dai peste programul ăla
Până ai schimbat pe alt program, când, ca să-ți dai seama ce emisiune e, deja bârfa a intrat. Bârfa nu este o valoare, este o antivaloare, este o non-valoare. Imediat, bacă aia e așa, bacă aia la altă e așa, bacă, repede trebuie să schimbi, că dacă nu te molipsești, repede, îți perturbi urechile, timpanul, factor auditiv, vizual, toți îl perturbi cu așa ceva și trebuie schimbat. Pentru că rămâne acolo pe retină, rămâne pe creier și nu e bun. Nu e bun pentru psihicul nostru. Deci, false valori promovate, accentuat, la ore diferite, și la prânz, și seara, și la babele violate de la ora 5, și mereu, promovate pe toate canalele, pe toate căile, păi asta intoxică societatea. Cum nu spun că trebuie făcută o cenzură? Nu sunt adeptul cenzurii. Sunt adeptul moralității. Că dacă vii cu un cenzor și cenzurezi absolut totul, la un moment dat te înveți cu cenzura și cenzurează și ce e bun. Dar nici să lași la ore de program convenabil pentru promovarea altor tipuri de emisiuni. Promovarea genurilor de emisiuni de afaceri, de emisiuni de promovarea unor meserii, meserii mai vechi, meserii mai noi, de promovarea unor, cum să spun, fapte educative. Uite, am văzut la o emisiune, la televizor, nu știu la ce program, dar parcă, acolo unde se construiesc case pentru nevoiași, era o emisiune. Am văzut așa, tangențial, nu eram foarte atent la ea, dar televizorul mergea. O măicuță a construit o casă pentru 12 fetițe. Și după aceea a mai dorit mărirea acelei case sau construirea altei case pentru încă 12 fetițe pe care vrea să le... Acestea 12 au crescut, au ajuns la o vârstă așa apropiată de vârsta a 7-a, 8-a, 5-a. Clasele a 5-a, 6-a, 7-a, 8-a de gimnaziu, nu ajunseseră încă în nivelul liceal și vrea să adopte alte 12 fetițe de la un an până la mers la școală. Și a spus maica, nu știu cum o cheamă, oricum, o măicuță, toate fetele o numeau mama pe acea măicuță. A spus, eu vreau să le cresc, nu în haina și nu pentru biserică, pentru monahism, pentru a deveni și ele măicuțe, nu, pentru a deveni fete care trebuie să aibă familiile lor, care trebuie să ajungă cumva integrate în societate, cu hărnicie, să lucreze undeva, să-și facă căminul lor și să-și facă copii mulți și să-i crească la fel cum au fost crescute și ele, cu aceeași dragoste pentru copii. Uite o valoare care trebuie promovată. Uite o valoare care trebuie promovată. Și nu cumva la o oră din aia în care să nu poți să o vezi. Nu, emisiunea asta era pe la ora 7-8 seara. Se putea vedea. Sau 6 și ceva. Oricum, se putea vedea, era perfect. Dar construcția, grija față de copii, construcția de case pentru copii, adoptarea de copii, adopția de copii. Deci asta era ceva minunat, pentru care ar mai fi trebuit promovată cumva valoarea aceasta. De ce? Pentru că promovată odată creșterea de copii, adopția de copii, grija față de copii, educarea copiilor cu valori bune, în societăți bune și nu în mofturi și în ultimele lucruri kinky și de toate, cum se spune, kinky. Am cumpărat ceva deosebit în care copilului trebuie să îi ridici moțuri. Nu spun că nu are nevoie copilul de toate și de jucării și de timp pentru el și de a întreba, dar într-un mod educativ, într-un mod în care
Copilul trebuie să evolueze spre un adult sănătos, atât fizic, dar mai ales spiritual și mental. Deci, promovarea valorilor duce la fructificarea valorilor. Promovarea valorilor duce la fructificarea lor. Dacă noi în școală, ca profesori, încercăm să promovăm punctualitate și o sancționăm acolo unde nu există interesul pentru punctualitate, dacă încercăm să îi învățăm pe copii perseverență, dacă încercăm să le arătăm că hărnicia este o valoare și metoda de a fi harnic în a-ți face teme este absolut fantastică, pentru că așa cum îți faci temele, așa la mai târziu vei lucra. Când temele pe care le faci la școală este lucrul tău, lucrul pe care trebuie să-l faci. Când vei ajunge să fii om la casa ta și la meseria ta, temele alea se transformă în ceea ce ai de făcut la serviciu. Aia este tema ta. Dacă tu ești obișnuit să faci tema pe copiat și fușer, și producția ți-o vei scoate copiată și fușer. Și nu vei lua salariu. Patronul nu va fi mulțumit, șeful nu va fi mulțumit de ce ai scos pe mâna ta, de ce ai ieșit de pe mâna ta și nu te va plăti, te va sancționa, vei fi nemulțumit, vei părăsi cumva locul acela de muncă. Și afacerea, dacă vrei să-ți o faci, de la vis până la realitate, este un drum care este bătătorit de multă perseverență, este bătătorit de multă răbdare, de punctualitate, de hărnicie, de devotament, de 100% dedicat pentru ceea ce vrei să faci. În a-ți face o afacere și a o promova, trebuie toate aceste valori. Ori toți românii, toți tinerii trebuie să ajungă să-și însușească aceste valori. Deci valorile adevărate trebuie promovate. Iubirea de poporul tău, de familia ta, este o valoare inestimabilă. Faptul că te simți umilit de alții că jignesc poporul tău și trebuie să răspunzi, dar nu în mod brutal, ci frumos și elegant, cu politețe, dar cu fermitate și cu demnitate, este o dovadă că ți-ai însușit niște valori ale poporului tău. Valori denigratoare, antivalori denigratoare pentru ființa poporului tău, te denigrează pe tine. Când spune românii hoți, păi da, eu știu că n-am furat în viața mea și sunt român, de ce să mă faci hoț? De ce să mă complac în stilul ăsta? Da, suntem niște hoți. Nu suntem hoți. Și vreau să vă spun că românii acolo unde se duc și unde li se cer la un moment dat aceste valori, fac față. Deci dacă se duc și lucrează la neamț, neamțul este foarte bine structurat în programul de lucru și cere punctualitate. Ei, acolo nu mai întârzie autobuzul, nu mai întârzie nimic, vine exact la timp, pentru că dacă nu rămâne acasă și nu ajunge la serviciu sau nu-i mai deschide poarta fabricii și el trebuie să muncească ca să câștige. Deci, dacă punctualitatea nu și-a respectat-o și nu și-a însușit-o din școală, și-o însușește acolo. Dar de ce trebuie să ajungi în Occident ca să înveți să fii punctual? De ce trebuie să ajungi în Occident pentru a fi perseverent când vrei să-ți faci ceva? De ce trebuie să ajungi în Occident pentru a-și demonstra că ești harnic? De ce trebuie să ajungi în Occident pentru a reuși să fii politicos cu celălalt și să arăți că ești politicos cu celălalt? De ce să ajungi în Occident pentru a-ți cultiva răbdarea cu care trebuie să strângi bănuți după bănuți pentru a-ți face ceva, ce aici aceste valori nu sunt valabile, sunt valabile peste tot în lume. Sunt valabile peste tot în lume. Poți să fii perseverent, harnic, punctual și aici. Salarii mai mici, mai mari, acestea se pot negocia. Acestea se pot cere. Dar în momentul în care faci un lucru 100% dedicat, poți și ai curajul și ai și îndreptățirea să ceri. Nu ți se dă, nu e nicio problemă.
momentul în care ești 100% dedicat, în momentul în care 100% te-ai promovat pe tine, poți să schimbi și locul de muncă și te duci acolo unde ești promovat, te duci acolo unde ești apreciat, te duci acolo unde ești plătit și sunt locuri de muncă unde ești plătit, promovat și apreciat. Bineînțeles că trebuie căutate. Bineînțeles că nu trebuie să fii sclav întâi ca să ajungi să fii promovat. Nu trebuie. Toate acestea se pot învăța. Și patronii pot să învețe să-și respecte angajații și să le dea un salariu motivant. Și patronii pot să învețe acest lucru. Asta e cu adevărat. Și să nu spună, atât e piața în Pașcani, 1000 de lei pe lună. Nu atât e piața, dragii mei patroni. Vorbesc cu mediul de afaceri. Nu. Piața, voi o reglați. Voi reglați piața. Voi aveți pârghiile economice în mână. Voi faceți piața. În momentul în care poți să dai 100 de lei salariu în plus, dar asta trebuie să-ți sub tu din profit, din profitul personal, nu din profitul fabricii. Din profitul personal, știu, e cam nasol de gândit așa în termeni ăștia, pentru că e cam greu, nu prea-ți vine, e peste mână, da? Să te gândești, băi, care-i profitul meu, care-i profitul fabricii. Cam nu te poți detașa. Dar ar trebui să te detașezi și să știi că profitul fabricii este una, iar profitul personal e alta. Și în momentul în care ai oameni care merită acei 100 de lei în plus, care merită nu numai 100 de lei în plus, poate care merită 2500 de lei pe lună, net, în mână, și oricum ei îți fac treabă de sute de mii de lei profit în firmă, atunci acei oameni trebuie stimulați și aduși la adevărata valoare, pentru că ei cultivat pentru tine, îi ții alături, sunt motivați. Motivația este un lucru important. Motivația este un lucru nemaipomenit. Știi, noi spunem și de la copii, trebuie să ia bacul. Bun, trebuie, dar acest trebuie nu trebuie să treacă printr-un filtru a motivației. Credeți că învățarea se obține fără motivație? Nu există învățare fără motivație. Decât numai un reflex din ăsta condiționat, ca lui Pavlov, adică, știți, cățelul care aprindea lumina sau suna din sunerie și îi se aducea mâncare și îl saliva. Și după aceea, când se aprindea doar lumina sau suna din sunerie, fără să îi se aducă de mâncare, el saliva. I s-a făcut reflexul condiționat. Acea învățare este un reflex condiționat. Aceea nu e o învățare propriu-zisă. Învățarea cu preluare de cunoștințe, cu devenire, cu ridicare de firmă, cu ridicare de prestigiu, cu profit și cu toate, aceea este făcută prin motivare. Iar un copil, dacă nu este motivat, nu va învăța. Stilul ăsta, motivare și constrângere pentru a este o artă. Pentru a aduce, pentru a-și da cu adevărat, pentru a se dedica 100% pentru ce trebuie de făcut. Este o artă. O artă pe care o au mulți care îmbrățișează această meserie de dascăl. Dar foarte mulți, așa cum profesorii se educă, așa și economiștii sau inginerii sau maestrii din producție trebuie să-și facă niște cursuri. Sau patronul poate face să obțină niște cursuri de lideri, de manageri, de șefi, de lucru în echipă, de motivarea personalului. Niște cursuri de NLP sau de psihologie, de psihologia muncii, nu altceva. Acestea costă, trebuie să vină specialiști, să ții învețe cu adevărat, dar gândind-te că ei cursurile alea costă atât, poate 1000 de euro sau eu știu cât, iar beneficiile sunt imense, atât în momentul în care echipa lucrează mai bine și este motivată, când pui în balanță, parcă nu te uiți așa doar la puținul
cât l-ai dat pe un curs. Bine, și nu făcute așa doar pe hârtie, că nu are loc și nu are mai multă valoare decât hârtia pe care ai obținut-o. Poate să nu fie nici măcar o hârtie obținută, dar efectiv să se lucreze cu acei oameni, mai ales cu acei oameni care sunt șefi de echipe sau conduc echipe. Aceia trebuie să știe cum să stârnească motivația în muncitor, în personalul activ, în personalul direct productiv din firma ta. Oricum, cei interesați se motivează. Sunt oameni care, i-am văzut, și sudori buni, și operatori buni, și electricieni buni, sunt puțini, dar sunt oameni care știu să se promoveze și fac tot felul de cursuri pentru ei și în momentul în care simt că ei sunt mai buni decât ceea ce le oferi tu, domnule patron, pleacă. Dar când pleacă, pleacă cu un bagaj de cunoștințe și mai pleacă cu ceva. Pleacă cu o producție pe care ei o făceau cât pentru 2-3. Și atunci te întreb, domnule patron, cum a plecat unul și trebuie să plătesc 3? Da, pleacă unul și trebuie să plătești 3. Pentru că n-ai știut să-l ții și să-l motivezi. Vedeți? Pentru aceasta trebuie promovate valorile adevărate. Pentru a ne ridica personal, ca societate și ca națiune. Dacă nu ne ridicăm, vom fi călcați ca un preș. Atât personal, atât ca societate și atât ca națiune. Toți ne vor călca, indiferent cine. Se vor filosi de noi să șteargă glodul de pe picioare și mizeria de pe picioare. De noi se vor folosi, ca de un preș. Noi trebuie să ne promovăm pe noi și pentru a ne promova bine trebuie să știm, să recunoaștem valorile și să le promovăm în societate. Maestrul ăla de la serviciu să-și promoveze punctualitatea față de toți oamenii, să promoveze perseverența și hărnicia în toți oamenii, să sancționeze lenea și așa, ocolitul. Trebuie să știe să motiveze, trebuie să fie învățat să știe să motiveze. Toate trebuie îmbinate. Iar valorile, cu adevărat, trebuie să fie promovate. Iar antivalorile, date la o parte, șterse cu buretele, ocolite, schimbat canalul de pe telecomandă, orice făcut, numai ca să fie date la o parte din creșterea pe care trebuie să o susținem cu toții, atât individuală cât și socială. Dragii mei, avem drepturi, multe drepturi avem, dar avem și obligații. Atât pentru noi, cât și față de familii, cât și față de societate și cel de sus. Ce vă pot spune acum decât numai Dumnezeu să ne dea pace și înțelepciune? Restul totul vine de la sine. O seară frumoasă vă doresc. La revedere!